Adriana din Iași mă întreabă, ar trebui sau nu să stabilim un orar al nunții? Cei apropiați mă sfătuiesc să nu mă complic pentru că oricum nu se va respecta. Dragă Adriana, într-adevăr, ca să reușești să-ți respecti orarul nunții, depinzi foarte mult de momentul sosirii majorității invitaților tăi la restaurant. Pe de altă parte, dacă nu ai niciun orar prestabilit, o să apară mereu întrebarea și acum ce facem? Și s-ar putea să-ți scape din vedere unele lucruri pe care chiar ar fi trebuit să le faci. Soluția optimă în această situație nu este să-ți creezi un singur orar al nunții, ci să-ți creezi 3 orare diferite în funcție de momentul sosirii majorității invitaților tăi la restaurant. Respectiv, dacă invitații vor sosi la ora 8, vei aplica planul A. Dacă invitații vor sosi la ora 9, vei aplica planul B. Și tot așa. Îți doresc mult succes!